Să-mi îngăduiți acum să citesc din Luca, capitolul 15, câteva versete. O să începem cu versetul 11. Luca 15, începând cu versetul 11. Aici este pilda fiului risipitor. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în dege și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-a încălcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ieț ca să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Mulțumesc! Scumpii mei, ocupați-vă locurile. Permiteți-mi să vă salut și să spun tuturor taților, bărbaților din seara aceasta prezenți în sanctuarul Bisericii Betania, Happy Father's Day! Trebuia să ajung cu mai bine de 2 ore în urmă, însă avionul cu care am călătorit din Atlanta a întârziat pentru că a fost o vreme rea la Chicago din punctul lor de vedere și nu putea să aterizeze. Și vreau să vă spun că de dimineață am fost la nuntă, la Alex Tiriteu, împreună cu câțiva frați din biserică, rude de ale fratelui Doru și sora Cati. Ne-am bucurat acolo și vă aduc salutări de la fratele Luca, de la mulți alți frați de acolo, de la Biserica Domnului Philadelphia. Pentru că în seara aceasta ne aducem aminte de tați, de mandatul lor, de menirea lor, așa cum ne-am adus cu ceva timp în urmă aminte de mame, de femei, de surori, o să vă cer îngăduința în momentele următoare să spun un cuvânt pe care l-am intitulat menirea unui tată. Conceptul, misiunea și menirea unui tată este legată de familie, de soție și în mod special de copii. Privind la tatăl din pilda fiului risipitor, îl găsim luptându-se cu crizele pe care le creează copiii lui. Observăm că el în viața personală a fost un bărbat fericit. Observăm că în viața de business a fost un om de succes, dar în familia lui a fost un tată care s-a confruntat cu foarte multe provocări. Și aceasta nu pentru că omul nu a avut înțelepciune, ci pentru că a avut copii. Problemele au fost făcute de copii, însă soluțiile au fost găsite de tatăl lor. Ce ne învață pilda aceasta din punct de vedere al tatălui prezent în pildă? Evident, ne învață multe lucruri, dar pentru că în seara aceasta vrem să ne aducem aminte de măreția chemării taților, de a fi bărbați, de a fi soți și de a fi tați, vreau să surprind câteva lucruri pe care să le dăm în numele Domnului bărbaților prezenți în această seară în sanctuar. Deci, ce învățăm din exemplul tatălui din pilda fiului risipitor? În primul rând, un tată împlinește nevoile familiei lui. Observați că el are doi fii.
primul dintre ei vine la tata și spune: tată, dă-mi. Acesta este cuvântul care l-auzim foarte des, până când copiii se duc acasă, pleacă din chirie într-o altă chirie. Tată, dă-mi. Tatăl are sau nu are, trebuie să aibă. Tatăl trebuie să împlinească nevoile copiilor. Și copiii vin, unul după altul, vin seara și dimineața, vin ziua și noaptea, tată, dă-mi. Așa a făcut și copilul acesta. A venit la tatăl său și a cerut. Pe lângă faptul că a cerut în sine, a cerut în mod greșit. El spune: tată, dă-mi ce mi se cuvine. Copiii au impresia că li se cuvine. Eu am crescut fără părinți și nu mi s-a cuvenit nimic. Acest băiat merge la tatăl lui și spune: dă-mi ce mi se cuvine. Dar ce pretindea el că îi se cuvine? Moștenirea. Dar el vorbea cu taică-sa care era încă viu. Ori moștenirea revine copiilor după ce tata moare. Dar el vorbea cu tata care era încă în viață și spune: tată, nu mai am răbdare. Dă-mi, te rog, ce mi se cuvine înainte să mori și când o să mori, ți-ai rezolvat problema încă din viață. Observați că el cere partea de avere, iar tatăl împarte averea nu numai dându-i lui partea care îi se cuvenea. Și Biblia ne spune că a împărțit averea. Asta mă face pe mine să înțeleg că a împărțit-o în două și a dat o parte, sau nu știu dacă în două sau în trei, oprindu-și pentru el. Dar a dat o parte fiului mai mic care a cerut-o și o parte fiului mai mare care n-a cerut-o. Vă puteți imagina ce fel de om a fost bărbatul ăsta? Tot am încercat să mă gândesc, am încercat să intru în mintea lui și să-mi dau seama, aș putea să fiu așa? Ce fel de om a fost ăsta? Acest bărbat pur și simplu și-a chinuit copiii cu dragostea lui și-a corectat copiii cu iubirea lui și-a atras copiii cu dragostea lui, i-a înfășurat cu funii de dragoste, așa se face că niciunul dintre ei până la urmă n-a rezistat. El este un tată care adună, în timp ce cel puțin unul dintre fiii lui risipește. Celălalt fiu, mai mare, vine și el cu aceeași problemă. El nu cere, dar reproșează că n-a primit. În concluzie, același lucru. Tot un dă-mi, dar un dă-mi întârziat. Și el spune: nu mi-ai dat. Primul spune: dă-mi că nu mai am răbdare. Al doilea spune: nu mi-ai dat. Sunt supărat, sunt frustrat, sunt nervos, pentru că nu mi-ai dat. Dar fiule, cum nu ți-am dat? Că ți-am dat jumătate din avere. Cum spui că nu ți-am dat un ied când averea mea, o parte din ea, ți-am dat-o ție? De ce ești nerecunoscător? Mă întreb, de unde atâta răbdare la omul ăsta? Cum se face că n-a pus mâna pe ceva și să-l corecteze? Ci pur și simplu folosește argumentele. El vorbește cu niște băieți mari. Opinia mea, opinia multora este că după ce copilul se face măricel, nu mai este voie să folosești pedepsele. Pentru că el se conturează personalitatea de adult, ține minte și se naște sentimentul de ură, de răzbunare, de separare. Când e mic, uită. Că așa l-a făcut Dumnezeu pe om, să aibă o perioadă când uită și e aproape inconștient, ca să-l poți corecta, să-l poți pune pe drumul cel bun, fără să pună la inimă, fără să o ia personal și fără să rămână cu amărăciunea și cu ura aceea față de copii. Dar dacă faci lucrul ăsta cu un băiat de 10-15 ani și îl lovești fizic, atunci foarte probabil că nu va uita niciodată asta. Și eu, ca și dumneavoastră, am stat de multe ori de vorbă cu bărbați dintre noi care spun: atunci când m-am făcut mare, m-am dus la tata și i-am spus: tată, de data aia intre cu măsura. Ceea ce am vrut să subliniez, dragii mei, este faptul că tatăl acesta împlinește nevoile copiilor lui. Aceasta este măreția taților, să împlinească nevoile copiilor. Pare o corvoadă, pare o cheltuială fără rost, pare o risipă, dar copiii aceștia s-ai noștri. Și acest tată nu reproșează nimic. Vine cel mai tânăr și cere partea de avere, i-o dă, nu încearcă să-l convingă că nu-i timpul. Este adevărat, asta este doar o pildă, nu este o întâmplare reală. Este adevărat că în pilda aceasta este spusă ca să pună în evidență caracterul lui Dumnezeu. Dar, din moment ce Domnul Iisus Hristos o așează ca pe o întâmplare imaginară în contextul uman, asta ne dă nouă dreptul să privim la superlativ menirea și misiunea unui tată. Și să spunem că atunci când copiii se fac mari, este ideal să comunicăm cu ei, să avem argumente și uneori să avem mai multă răbdare. Un tată împlinește nevoile familiei. 2. Un tată suferă pentru crizele familiei. El acceptă cu durere amărăciunile pe care nu le poate evita.
Nu toate lucrurile poate evita un tată, chiar dacă e un tată mai aspru, mai dur, nu poate evita toate amărăciunile. Și pe unele le trece prin inima lui care pare dură și aspră și pur și simplu îi provoacă multă suferință. Uitați-vă în carte. Nu după multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată. Atunci când copilul pleacă prin căsătorie, e normal să plece, pentru asta îi creștem și pentru aceasta îi dezvoltăm și când le-a venit vremea, îi binecuvântăm și se duc. Dar atunci când pleacă din casa noastră fără să se căsătorească, când pleacă luând ceea ce încă nu e al lor, când pleacă pentru că nu ne mai suportă și nu mai suportă mediul familial, atunci când pleacă ca să se ducă nicăieri și atunci când pleacă să se destrăbăleze, inima tatălui este distrusă. Evident că inima mamei este mai distrusă, dar în seara aceasta este Father's Day. Așa că vreau să subliniez faptul că inima acestui bărbat a fost frântă de acest copil care a plecat de acasă. Se spune că mamele sunt mai sensibile și bărbații sunt mai duri, dar vreau să vă spun că amândoi sunt oameni. Este adevărat că cadrul emoțional, afectiv al unui bărbat este mai stabil și un bărbat nu trăiește așa de mult în camera aceea cu emoții ca o femeie. Dar și bărbații au sânge și ei au viață și ei au sentimente. Și să nu-mi spuneți că el care trăgea nădejde, că băiatul ăsta pentru că a fost îndrăznesc și tupeist a plecat de acasă, a fost ambițios, ăsta dacă rămânea acasă ușor lua business-ul lui taică-s-o și făcea treabă bună. Numai că a fost redirecționat greșit cine știe de ce. Și pur și simplu în ambiția lui și-a permis cu tupeul pe care l-avea să ceară ce nu era al lui și pur și simplu la o vârstă nu prea mare, nu prea adultă, a plecat de acasă. Și tatăl observăm că rămâne acasă fără să poată să-l oprească. Mai mult de atât, Biblia spune următorul lucru. A risipit averea. Ce credeți că a zis bătrânul? Cât o fi muncit el pentru averea aceasta? Probabil că s-o fi născut și el cu un părinte sau fără niciunul. Probabil că o fi venit dintr-o familie săracă sau poate că a moștenit vreo avere de la taică sau nu știm. Dar ceea ce știm este că mă gândesc că a muncit mult, a fost un om organizat și pur și simplu a pus viața lui în afacerea pe care a avut-o. Și a venit flăcăul acesta și a luat 30-40-50% din avere și pur și simplu a risipit-o. Una e să cheltui banii și una e să îi risipești. Când îi cheltui, îi investești și ei ceva în schimb. Dacă te duci la un magazin și cumperi pâine sau haine, aia se numește că ai cheltuit banii. Dar dacă te duci și îi dai pe prostii și pe nimic și rămâi cu praful după tobă, iertați-mi expresia, o vorbă care spune că rămâi cu nimic, adică că atunci când dai în tobă, praful se ridică și nu mai, nici pe ăla nu-l mai ai, cam asta este ideea. Ei bine, aia se numește risipă și copilul i-a risipit banii. Dacă se ducea și investea într-o afacere și îi spunea tatălui, vezi că am cumpărat nu știu ce și m-am apucat de o afacere de nu știu ce, era bine, dar copilul ăsta era risipi banii. Cum a rămas tatăl acasă? Păi un businessman are o anumită inimă. El vede tot felul de idei, de proiecte în care își dezvoltă businessul și îl vede pe fiso că pune mâna pe o grămadă din averea lui, pleacă și pur și simplu o risipește. O mare amărăciune pentru copil și o mare amărăciune pentru modul în care și-a cheltuit moștenirea, că oricum era a lui. Și Biblia continuă. Acum vorbește despre al doilea copii. El s-a întărâtat de mânie și nu mai a vrut să intre în casă. Cine era acesta? Era fiul mai mare. O altă amărăciune, tatăl îl primește pe copilul mai mic care se întoarce acasă, crezând că a făcut un lucru extraordinar. I s-a întors băiatul. E adevărat că era cam rău băiatul ăsta, dar era băiatul lui. Și broasca, zicea bunica, că crede că puiul ei este cel mai frumos și cântă cel mai frumos. Așa crede ea, că e puiul ei și ține la el. Fiecare dintre noi avem înțelegere pentru copiii noștri. Orice ar face, un tată și o mamă au înțelegere pentru copiii lor. E bine, tatăl acesta se bucură de ceea ce face și vine copilul mai mare, fratele celui primit acasă, și se supără așa de tare încât rămâne afară, mânios pe tatăl lui. Ce credeți că a simțit tata? Bucurie pentru cel venit? Parcă au făcut cu schimbul copiii ăștia, 12 cu 24 ca la CFR-ul. Unul vine, altul pleacă. Unul se bucură, altul se întristează și pleacă. Și bietul om tocmai se mulțumește că a venit un copil, dar în același timp la schimb, pierde pe celălalt. Stă afară, bosunflat, supărat și nu mai vrea să discute cu nimeni. Câtă amărăciune în inima unui tată. Dacă ești părinte, înțelegi experiența acestui om.
Uitați câte frământări expun pe un om care este fericit în viața personală și are succes în viața de business. Noi dacă vedem un om că îi merge bine business-ul și are 2, 3, 5, 100 de oameni la lucru, noi avem impresia că omul ăsta fluieră și ziua și noaptea și că nu are nicio întristare. Dacă are copii, e suficient. Și dacă are mulți, e mai complicat. Ăsta a avut doar 2. Doar 2. Și a fost destul ca amărăciunea să lovească de multe ori sufletul lui, împlinit de altfel în alte aspecte ale vieții. Al treilea lucru și închei. Un tată restaurează relațiile din familia lui. Deci, un tată împlinește nevoile familiei. Asta este datoria lui în măsura în care e posibil. Dar dacă este irresponsabil, răutăcios, lacom și nepăsător, nu este bine. 2. Un tată suferă pentru orice decizie greșită pe care o iau copiii sau pentru orice acțiune greșită a copiilor pe care el nu poate evita. Pur și simplu stă lângă el și plânge cu el că nu are ce să-i mai facă. Este deja depășit tatăl ca să-l poată opri. Și în al treilea rând, un tată restaurează relațiile. Mă întreb, dacă fiecare dintre noi am fi puși în încercarea în care a fost pus tatăl acesta, l-am mai primit pe juniorul înapoi acasă după ce a făcut ravajii în bugetul familiei, după ce și-a bătut joc de business-ul casei, l-am mai primit și fără să-i zicem nici negrițe ochii, nimic, niciun reproș. Dimpotrivă, să dai o serbare, o petrecere, să-i pui inel în deget, pe ăsta de inel în deget are nevoie. Nu vi se pare exagerată? Dacă n-ar fi spus-o Domnul Iisus și o spunea vreun filozof, râdeam de el. Dar a spus-o Mântuitorul. El nu exagerează, el nu este fanatic, el nu este extremist, el nu e fundamentalist, el este Fiul lui Dumnezeu. El vorbește adevărul, lăudat să fie numele Lui. Și el vine și spune următorul lucru. Un tată găsește întotdeauna soluții la prostiile, la crizele, la scăpările pe care le au copiii lui. Uitați câteva verbe care îl caracterizează. Îl primește pe fiul plecat și îi oferă ce nu merită. I-a oferit prima oară ce nu merita moștenirea și acum îi oferă o serbare, o întoarcere acasă de ziceai că vine după front și a bătut pe ruși și pe nemți, a rezolvat problema patriei, a situației naționale, se întoarce erou, acum dă-i să mănânce steak, pune inel în deget, dă-i haina aia sclipicioasă, că doar vine de la război băiatul, a transpirat și a pus viața în pericol. Priviți verbele care descriu atitudinea tatălui și această atitudine ne umilește un pic. L-a văzut. Ăsta se întorcea acasă pe drum și tatăl nu putea să-l vadă din curte și nici din casă și nici din dormitor, a fost în stradă. Asta înseamnă că făcea ce făcea și ieșea în stradă și se uita. Băi, ăsta trebuie să vină. Până la urmă vine, că eu știu cum e tinerețea. Ăsta își cheltuie banii, nu e în stare să facă alții și până la urmă își învinge rușinea și vine acasă. Zi și făcut. Și într-una dintre milioanele de ieșiri să vadă dacă vine băiatul, băiatul a venit. Și zice, l-a văzut de departe. Dar cum l-a văzut? Se uita după el. Păi după un astfel de băiat te mai uiți. Lasă-l în pace. Păi tu, ție ți-e ușor să spui lasă-l în pace, că ești doar vecinul lui. Dar eu sunt taică-so. Cum să-l las în pace că taică-so? Știi că eu l-am purtat pe copilul ăsta în brațe câțiva ani până a început să meargă? Eu îi cunosc toate, și bune și rele. E de aici, din sângele meu. L-a văzut de departe. Asta presupune interesul acestui om. Apoi, i s-a făcut milă. Doamne, ai milă de mine. I s-a făcut milă. Fără milă nu există decât dreptate. Mila biruiește judecata. Aici se împlinește cuvântul Scripturii. Mila biruiește judecata. Dacă nu ai milă, ai dreptate și spui, hei, cât 2 plus 2 cât fac 4? Bun, 4 ani de pușcărie. După dreptate. După milă, biruiești judecata, ești liber. Apoi, a alergat spre el. Măcar n-a stat pe loc să-l facă să se simtă rău, să-i dea un pic o lecție. Pur și simplu a alergat spre el. De parcă ai vrut să-i câștige bunăvoința. Greu de înțeles acest tată. A căzut pe grumazul lui. Poftim. L-a îmbrățișat. L-a îmbrățișat. Pe cine? Pe băiatul lui. Pur și simplu l-a îmbrățișat. Și l-a sărutat. Și de parcă n-ar fi suficient, Biblia spune că l-a sărutat mult. Poftim, l-a sărutat mult. Dar măcar dacă îl pupa așa întreacă să nu zică, bă, tata nu m-a primit. Domnul l-a sărutat mult. Dar ce fel de tată a fost ăsta?
Ăsta a fost un tată și atât, un tată ca noi. Când nu vom mai ști cum să ne comportăm cu copiii și vom spune ăsta e sub orice critică și nu mai știu ce să mai fac, trebuie neapărat să citim Luca 15 și să vedem cum se comportă un tată ideal. Și atunci când copilul nu mai merită nimic, să-i dai totul. Aproape că te enervează afirmația asta. Dar dacă n-ar fi scris în Biblie, avea dreptul. Dar aceasta este Biblie. Al doilea copil îl înțelege pe fiul cel rămas acasă și îl ajută să treacă de punctul lui de vedere, ajutându-l să gândească complex și uman. Tatăl a ieșit afară, l-a bosunflat ăla de copil, mă așteptam să scrie că avea ceva în mână, n-a avut nimic. A ieșit afară și Biblia spune următorul lucru, l-a rugat să intre. Omul ăsta este inepuizabil, omul ăsta este ieșit din comun, omul acesta zici că nu e dintre oameni, zici că e un înger care a făcut copii. A ieșit afară la bosunflatul de copil care nu-l suporta pe fratiso și l-a rugat să intre, dragul tati, poftește, te rog frumos să intri în casă. Ce fel de tată a fost omul ăsta? Ce șanse au doi bărbați ca mine și ca dumneata în relația cu copiii să punem cărbune aprinși pe capul lor când s-au făcut mari și spune babacule, tati, acum sunt mare, am familia mea sau oricum am trecut de 21 de ani, m-am săturat de cicăleala ta de 21 de ani, acum te rog frumos, lasă-mă în pace. Ce șansă avem noi să topim în pietrirea inimii copiilor noștri, mai ales a băieților care sunt bărbați, sunt războinici și pur și simplu să le câștigăm, să le câștigăm inima pentru împărăția lui Dumnezeu cu astfel de atitudine. Războiul aduce război, bombele aduc bombe, cearta aduce ceartă, însă dragoste aduce dragoste. Și în concluzie aș vrea să spun că toți tații au probleme, numai că ele sunt diferite de la un tată la altul. Și oricât de mari ar fi problemele, întotdeauna tatăl se luptă să găsească o soluție. Un tată nu se pune la mintea copilului și investește în copil pentru că pe termen lung investiția lui aduce rezultate. Educația copiilor nu se vede seara și nici măcar ca și în cazul semănatului la toamnă. Și uneori se vede peste ani sau zeci de ani și sunt situații când se vede după ce mori, dar se vede întotdeauna. Încă ceva, când fiul risipitor s-a întors acasă, tatăl n-a văzut în el o sumă de bani pierdută, nici un derbedeu care merită pedepsit. Tatăl a văzut în el pe propriul lui copil. N-a văzut în el banii pierduți și a văzut pe copilul lui. N-a văzut în el pe cineva care merita mustrat și amenințat și pedepsit și l-a văzut pe copilul lui. Cum a putut să treacă dincolo de pierderea financiară? Încerc să-mi storc mintea. Cum a putut? De unde a avut omul ăsta atâtea resurse? Și în loc să vadă un derbedeu de copil care i-a distrus reputația și banii și i-a distrus sănătatea o perioadă de timp, probabil câțiva ani, îl vede pe fiul lui, pe prea iubitul lui fiu. Astăzi este sărbătoarea taților și am vrut să vă vorbesc despre un tată ideal care este în mintea lui Dumnezeu. Și aceasta este menirea unui tată. Stimați frați, noi suntem oameni epuizabili, consumabili și limitați. Uneori ajungem la capătul răbdărilor, uneori ne pierdem răbdarea, alteori luăm decizii aspre. Aș vrea să vă aduc aminte în seara asta că Domnul Iisus Hristos ne-a prezentat imaginea unui copil rău, a unui alt copil rău și ne-a prezentat imaginea unui tată bun. Și vă aduc aminte încă o dată de ce spune Biblia. Va întoarce inima părinților spre copii. Nu spune că va întoarce inima părinților spre copii. Copiii sunt copii, ei. Dar Dumnezeu apelează la cine poate și la cine are. Și spune că va întoarce inima părinților înspre copii. Dacă ești în situația asta acum și ai un copil cu care nu mai știi cum să procedezi, dacă nu vrea să vină acasă atunci când ar fi normal pentru vârsta lui, dacă s-a făcut mare fizic, dar pe dinăuntru nu e tot la fel de mare și nu mai poți folosi acum nici să-l reglezi din urechi că s-a făcut mare și nu-ți mai stă bine, nu mai ajungi la el cât de mare e, atunci în seara aceasta te rog să accepți și cuvântul acesta care este spus de Fiul lui Dumnezeu și el știe ce spune. Leagă-l cu funii de dragoste și trage-l până când reușești să-l miști.
El are o inimă împietrită, dar numai dragostea o poate despietri. Iubește pe cineva fără să merite și o să vezi că într-o zi se va prăbuși și îți va cere iertare. Dar dacă îl lovești, el simte că te-ai răzbunat și a plătit ce a greșit și acum nu mai ai niciun drept să-i ceri să facă ceva. Stimați frați, și eu sunt un tată ca dumneavoastră și vă înțeleg bine. Noi toți trecem prin tot felul de situații în viață. Sunt situații când autoritatea noastră nu mai este suficientă. Sunt situații când autoritatea noastră e călcată în picioare. Bunătatea și eforturile noastre sunt neglijate și în loc de recunoștință întâlnim o atitudine ostilă și nerecunoscătoare. Și atunci simțim să ne răzbunăm, să luăm atitudini, să spunem: te dezmoștenesc, pleacă de aici să nu te văd, că cine știe ce mai fac cu tine, pleacă din casa mea că m-am săturat. În seara aceasta vreau să vă spun ce a spus Fiul lui Dumnezeu. Pentru ca să nu ne ducem acasă și copiii noștri să rămână departe de casă, să rămână cu porcii, să rămână fără bani și nemâncați, să rămână într-o viață destrăbălată unde după ce își risipesc averea, își risipesc și sufletul. Vă chem în seara aceasta să ne rugăm pentru noi, să ne dea Dumnezeu un caracter special, o răbdare ieșită din comun, una cerească, să ne dea Dumnezeu abilitatea de a ști să ne câștigăm copiii, pentru că aceasta este un mare dar. Putem să-i câștigăm pe alții care ne sunt străini și avem răbdare cu ei, însă uneori nu mai avem răbdare cu proprii copii, că ne-am săturat de ei, că e prea repetat în fiecare zi. Dar dacă noi nu ne luptăm pentru copiii noștri, așa cum sunt, răi sau buni, cine se va lupta? Neastră știți că poliția, dacă ea, îi duce în pușcărie. Neastră știți că alții, dacă iau, îi pun să plătească ce au furat sau ce au cheltuit. Dar dacă nici tata nu mai are milă, atunci cine? Vă chem în această seară să ne gândim din punctul ăsta de vedere. Pentru că atunci când ei se vor face mari, un singur lucru va mai ține minte. Atitudinea noastră de dragoste pe care am investit-o în ei. Să avem o astfel de investiție, pentru că într-o zi asemenea grâului și porumbului pe care îl punem în pământ, această dragoste necondiționată pe care noi investim zilnic, scrâșnind din dinți poate, va aduce într-o zi rod. Proprii noștri copii se vor întoarce acasă și îi vom vedea în biserică. Cine ar putea bucura mai mult bătrânețile noastre decât întoarcerea unui fiu pierdut, fată sau băiat? O familie întregită să plece acasă după ce ai spus tetele stai, adică misiune îndeplinită. Vreau să ne rugăm împreună și cu această rugăciune să chemăm pe Domnul să aibă milă de noi și de casele noastre. Ne ridicăm și ne rugăm lui Dumnezeu.